Eu am acceptat oferta de la CFR. Am văzut-o ca o provocare, o ambiție pentru mine ca să câștig trofee. Am apucat să câștig unul, dar am plecat după 3 meciuri. Te întreb altceva, dar te rog să-mi spui sincer și să nu fie un răspuns strict diplomatic. Dacă mâine te sună Marian Copilu, președinte CFR, și spune... Vrei să vorbim ipotetic acum, acel ăsta. Da, te spune Edi, a plecat Dan Petrescu, asta e, nu-i cea mai mare greșeală ar fi în jurul tău, accept să vin apoi? Cea mai mare greșeală ar fi să-l facă cineva de acolo pe Dan să plece sau Dan să ia decizia asta. Deja au apărut informații că Neluțu Varga, atenție, nu copilul, Neluțu Varga vrea să-l dea afară pe Dan Petrescu și pentru valurile pe care le face legat de neplata banilor. Marian Copilu a fost cel care a fost creierul, din punctul meu de vedere, din punct de vedere administrativ și nu numai, la tot ce s-a întâmplat acolo în ultimii ani. Dan Petrescu a fost un mijloc prin care conducerea, patronul, au reușit să producă această performanță pentru că a avut rolul lui foarte clar, foarte bine definit și până la urmă urmei a demonstrat că a făcut puzzle-ul ăsta, l-a ansamblat așa cum trebuie, dar Marian Copilu e un om care după colaborarea mea cu CFR, nu l-am cunoscut până m-a contactat atunci și ne-am așezat, nu-l cunoșteam personal decât așa, vorbisem la telefon, dar nu, niciodată n-am stat, am stat față în față. Adevărat, ne-am salutat după vreo două jocuri, o dată mi-am aminte în parcare la Astra, după un meci Astra CFR, salut, dar niciodată să stăm să dialogăm. Din punctul meu de vedere, și vorbesc în numele meu, nu-mi permis să vorbesc și numele lui Marian, după experiența CFR, Marian Copilu a devenit prietenul meu. Pentru că a fost solidar cu mine și a asumat lucruri, a încercat să mă protejeze, a încercat să mă ofere mediul pe care eu îl căutam. Faptul că s-a lovit de niște lucruri și că acolo era, ți-au ce aminte, un context foarte dificil și erau tabere, interese, exact. Cum erau birourile, așa erau unii probabil. Erau cu cineva, alții cu altcineva, complicat. Deci Marian a demonstrat că a putut să facă lucrurile funcționale și eu cred că are merite importante, dar Dan Petrescu a fost cel responsabil pentru toată partea tehnică și eu cred că acum când ești pe ultima 100 de metri să iei o astfel de măsură ar fi catastrofală pentru club. Și fără să iau din merite Craiovei, pentru că știu și mediul de la Craiova e unul de top pentru România. Craiova e echipa pe care tu puteai să o antrenezi. Foarte bine structurat, un club foarte bine organizat, un club cu stabilitate, atenție, cu condiții extraordinare și eu știu că am și acolo jucători cu care am lucrat și vorbesc. Lucrurile sunt foarte funcționale acolo și într-o manieră foarte profesionistă și cred că Craiova, dacă este pe poziția asta cu șanse la titlu, nu este o întâmplare, este un proces în spate de ceva ani cu o construcție foarte elaborată, dar cred în continuare că CFR are cel puțin 50% șanse pentru titlu. Ah, interesant. Este părerea mea. Atenție, e meci în ultima etapă, meci direct. Eu cred că se poate ajunge la... E o luptă, cum am mai spus, mă exprimam chiar zile trecute tot în spațiu public la Baionetă, probabil, dusă între cele două echipe, cu șanse, probabilitate foarte mare să se joace o finală în ultima etapă, dar programul, chiar dacă ultima etapă CFR-ul merge la Craiova, mi se pare mai favorabil pentru CFR. CFR-ul are un meci mai accesibil acum cu gaz metan, nu pentru că gazul nu ar fi avut valoare deosebită, dar pentru că a suferit toate aceste probleme externe, cu impact, cu șomaj tehnic, cu jucători împărțiți, cu schimbare la plecarea nivel tehnic, nu e ușor. Craiova are FCSB și are deplasare foarte grea la Botoșani. Da. Deci nu se știe cum se va ajunge în ultima etapă și cine va avea două șanse din trei, pentru că acolo e discuția. Cine va avantaja și X-ul. De asta eu văd CFR-ul, dacă mai cere așa, într-o singură frază, CFR-ul, echipa mai matură, mai experimentată, chiar dacă mă contrazic un pic ultimele evenimente, ultimele două jocuri, jocul cu Craiova, e condusă 2-0, revine, calcă accelerația, simțea probabil că poate să facă 3-2 să închidă campionatul, că cred că asta s-ar fi întâmplat dacă ar fi ficat CFR-ul, dar totul se expune și primește al treilea gol și pierde acasă. Un lucru care nu prea au caracterizat pe CFR. E adevărat. Primește 3 goluri acasă. Da. Vine o etapă mai târziu, acum la Astra are 2-0, nu a gestionat cum trebuie, asta spune rezultatul și evenimentele care s-au întâmplat și pierde 2 puncte egalată. 5 goluri primite în 2 jocuri, lucruri care nu prea semănau a CFR. Dar în continuare rămâne echipa mai matură, mai experimentată, mai familiarizată cu momentele astea de presiune maximă, cu jocuri decisive. De partea cealaltă, la Craiova, atuul principal îl văd elanul, entuziasmul, dorința asta și, foarte mare. Și
Fără doar și poate ambele cu calitate foarte bună. Altceva vreau să te întreb. Fii atent. Dacă ar fi să-mi nominalizez câte un jucător de la fiecare echipă care, să spunem așa, că ar fi Jolly Joker-ul echipei. Care ar fi Joker-ul de la Craiova? Care ar fi cel în de la CFR? În sensul efectiv de joc, în economia jocului. Joc și atitudine, ce înseamnă în timpul jocului. Pentru că, uite, da. Eu mă gândesc la Dan Nistor. Îți dau exemplul ăsta ca și să înțelegi exact ce te gândul la el foarte repede. Dar, Victor, mulți foarte spun care greu. E ca un motor în timpul meciului e pentru restul foarte colegilor. Foarte greu să nominalizez. Un, mi se pare poate, că un, să, poate aș putea să spun unul dintre jucătorii, pentru că fiecare echipă are, mai are în primul 11 mai mulți jucători. Ok, zi-mi unul care este stilul tău, să spunem așa, ca nu să știu, alegem Nistor, am și lucrat cu el și îl cunosc, emană energie, emană da. O stare din asta pozitivă, de încredere, de, e un jucător foarte important în vestiarul unei echipe, e adevărat. De partea cealaltă și acolo sunt foarte mulți jucători. La ce te gândești primul care îți vine în minte? Cheie. La CFR? Da. Așa, uite, Camora, Deac, sunt jucători grei, sunt jucători de vestiar, Djokovic, la fel, jucătorii Arlauskis. Arlauskis, mie mi se pare incredibil. Sunt foarte portarul mulți jucători. Portarul ăsta scoate absolut tot ce se poate scoate uman. E un jucător care a fost decisiv. Crezi că Bălgrădean cred poate că cea mai proastă formă a lui Arla, da. Că acum fac și eu o glumă sinistră pentru mine, dar reală, cred că cea mai proastă perioadă, așa. Foarte scurt, adevărat, dar de neinspirație a fost. Așa. Cu tine. Cu mine a fost. Am făcut egal cu Botoșani acasă, în prima etapă, am condus și am avut oportunități foarte multe să închidem jocul. Dacă se termina 2-3-0, atunci cred că nu putea să se supere nimeni. Și a fost neinspirat ca și plasament. Da. Ce aminte a fost o minge recentrată și nu a apărat bine colțul scurt și a intrat cu mingea în poartă, culminând cu golul primit cu Malmo acasă. Un joc echilibrat, de uzură, de luptă, dar era un joc de debut în competiție și pentru noi nu era ușor de gestionat acest joc. Și eu am vrut la jocul respectiv să nu ne asumăm foarte multe riscuri, să avem echilibru, pentru că știam că urmează și un retur și trebuia tratat totul ca atare, ca o dublă manșă. Și a fost acel șut de la distanță și a scăpat mingea, dar de altfel un portar extrem de bun, decisiv și cu un rol foarte complex în vestiar. Bun. În încheiere, mister, vreau să te întreb ce părere ai de varianta ca Țucudean și Tama să semneze cu Dinamo. Țucudean, unul dintre fășite elevi, dacă mă înșel, la Pandurii. Da, da. Ar fi o lovitură pentru Dinamo, dar Dinamo cred că nu-și permite să gândească, din păcate, pe termen mediu, nici lung, nu mai vorbesc. Da. Își permite să gândească doar pe termen scurt, pentru că are o anumită presiune și trebuie să se redreseze rapid. A făcut un pas acum în acest derby a retrogradării, din păcate a ajuns să joace un derby de retrogradării cu Clinceniu, care de altfel Clinceniu până la acest joc a reușit lucruri excepționale în ultima perioadă, în mod special după pandemie, dar cred că targetul ăsta trebuie să fie. Să iasă din zona asta, care nu-i face cinste, să vadă, să facă o radiografie a tuturor evenimentelor petrecute și deciziilor luate, ce vorbea Sergiu Hanga mai devreme, să vadă unde a greșit, pentru că nu are cum să fie o greșeală izolată acolo. Sunt mai multe persoane care probabil că au luat decizii incorrecte. Știu ce buget de salarii are Dinamo față de ce am avut noi la media și totuși media și este în play-off. Nu și chiar Dinamo, dublu, dar cred că cu vreo 30% mai mult măcar. 30-40%. Da. Știu și eu din interior lucrul ăsta. După care să-și permită să se gândească la construcție pentru sezonul următor și la un alt parcurs pentru sezonul următor. Dar dacă ar reuși aceste două transferuri, ar fi de impact extraordinar pentru Dinamo. Și mental, și pe nu știu, emoțional, emulație, acolo, vestiar, emulație, nu mai vorbesc valoric. Cu Țucudean ai mai vorbit recent, pentru că e unul dintre jucătorii cu care tu te-ai înțeles da, foarte am bine. Da, am mai vorbit. Sursele mele spun că el, deși este dorit de Dinamo, a evitat să dea un răspuns concret pentru că trebuie să se testeze la inimă în continuare și a spus, domnule, nu vreau să semnesc ca după aia să zic chiar că nu pot să joc. Lăsați-mă câteva luni să văd exact dacă sunt în regulă sau nu. Am vorbit și în mod special în perioada aia în care ți-aduce aminte că și eu am avut niște probleme da, medicale. Ai fost spre bucuria mea s-au demonstrat alarme false, nu a fost nimic serios, a fost doar o stare din asta de oboseară cronică. Nu ascund de tine, uite, spun în premieră lucrurile astea. Ajunsesem să doar 3-4 ore pe noapte, în mod constant. Dar 12-1-2 noaptea la, nu știu, 4-5 deja de ce, mă trezeam. De stres? Sau? Stres nu neapărat, că nu a fost atât de mare stres. N-am avut presiune, suporterii păi și atunci ce era? Nu, au undeva, fost aproape poate de noi, necondiționat. Inconștient?
Și asta, dar și dorința foarte mare pentru performanță. Am intrat într-o stare din asta de alertă continuă, din care nu am mai reușit să găsesc. Întotdeauna trebuie să compensez. Trebuie să vii și cu mijloace care să compenseze. În perioada asta te-ai gândit de refacere, de recreere. Nu, niciun moment. Îmi doream doar să, bine, să fiu bine, să nu fie probleme și să depășesc momentul. Și atunci am vorbit cu el mai mult. Ne încurajam unul pe altul, dacă pot să spun simpatic. Așa. Ești un om credincios? Da, pentru cu toate că nu-mi place să mă laud. Te întreb, în perioada asta te-ai aplecat și către Dumnezeu să găsești o soluție? Nu mai mult ca altă dată. Am considerat întotdeauna eu. Tu ai crescut într-o casă, da, și atunci nu am fost cazul ca să mă aplec mai mult decât o făceam de obicei. Consider că și la bine și la rău trebuie să, când crezi, trebuie să ai o anumită linie a ta, dar sunt lucruri, nu știu, de suflet și pe care le-am ținut departe așa de spațiu public și prefer în continuare să le țin departe. Sunt ale mele și prefer să rămân doar eu cu ele. Bun. Am ajuns la final. Edi, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Ultima întrebare înainte de a încheia este: când te vedem din nou la o echipă antrenând? Promit să fii primul pe care l-anunț. Sunt sigur. Sunt aproape acolo, dar... Ești aproape? Nu, când voi fi aproape. Dar ești? De față... Discuți cu cineva? Știu că ai avut, din zona arabă, ai avut recent o ofertă. O lună, cred. Ceva concret a fost în noiembrie, când a fost oferte pe masă și atunci am fost așa... Cu gândul un pic... Am luat în calcul, recunosc, dar... M-am echilibrat rapid, am lăsat tentația deoparte și am preferat să-mi duc la final proiectul la media și bine am făcut, spun eu. Sunt discuții, dar nu e ceva concret și, sincer să fiu, nu mi-aș dori acum, pe final de competiții, nu numai în România, dar și în străinătate, să iau o decizie. Da. Vreau să aștept finalul, vreau să văd opțiunile care le am, dacă vor fi, și să încerc să mă ajute Dumnezeu să fiu inspirat să aleg ceea ce e mai bun pentru mine, pentru familia mea și pentru cariera. E regulă. Îți doresc multă baftă. Și eu îți mulțumesc și a fost o bucurie să fiu alături de tine. E reciproc.